Salut, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video despre o monetă care se dă gratis în cantitate de 65 de dolari, dar pentru a primi această monetă trebuie de făcut verificarea. De ce cine nu vrea să facă verificarea, nici nu faceți cerere la primirea acestei monete, pentru că, uitați-vă, pentru a primi această monetă, îmi scriți mie un mesaj pe e-mail care va fi sub acest video, că doriți să primiți moneta BIP. Eu vă fac o invitație personală care o creez, vedeți, fiecare om care s-a înregistrat, s-a înregistrat după linkul lui personal. Aici nu e un link care e pentru TED. De ce? Înainte de a face înregistrare, trebuie să înțelegeți că aici se face verificarea. Până nu faceți verificarea, nu primiți 1000 de monede. Deci eu am făcut verificarea și uitați-o la airdrop, se vede cantitatea de monede care noi le primim. Unde este informația că eu pentru verificare am primit 1000 de monede. Asta e undeva 60-65 de dolari, depinde de cursul la Bitcoin. Acum cursul la Bitcoin cu care se vând aceste monete e 6200. Deci de un Bitcoin putem cumpăra 100.000 de monete, respectiv dacă împărțim putem afla cât costă 1000. Și din referal am 2500 încă donate, deci pentru fiecare referal care a făcut verificarea, vă dau 100 de monete. Să primesc 6 dolari și ceva. Acum, cum facem înregistrare? Deci cum am spus, din dată, cum faceți înregistrare, trebuie să fiți gata să aveți două poze, una la buletin sau pașaport. A doilea poză trebuie să fie buletinul sau pașaportul în mână lângă față de pildă sau o poză de la jumate în sus unde sunteți cu buletinul în mână ca să demonstrați că sunteți posesorul buletinului dat. Trebuie de făcut pozele calitative, deci verificarea se face practic în câteva minute, dar se face în dată cum faceți înregistrarea. Deci nu este că prima faceți înregistrare, după aceea faceți verificare. Deci trebuie să înțelegeți că, uitați-vă, când treceți după linkul care vi l-am trimis, apare așa o fereastră unde trebuie să introduceți e-mail-ul personal, pe care o să vină un mesaj. Mesajul acela trebuie să-l păstrați, că vine un link cu care intrați în cont. Acum, uitați-vă, mai jos sunt trei poziții pe care bufați, apăsați Sign Up. După aceea, după ce ați făcut Sign Up, se deschide așa ceva. Se deschide o fereastră din trei pași, unde în primul pas introducem datele noastre, care sunt în buletin. Pildă, nume, prenume, data nașterii. Vedeți acolo ce scrie, că nu mai țin minte, că a făcut vreo 4 zile în urmă înregistrare. Acum, pasul 2, adăugăm pozele la buletin. Iar pasul 3, adăugăm poza selfie, deci unde suntem cu buletinul în mână. După aceea ce am făcut acest lucru, în câteva secunde se face verificarea și vă aruncă la pagina că sunteți verificat, în cazul meu. Deci când sunteți refuzat, nu știu ce se întâmplă, că eu din prima, din start, am fost acceptat, am făcut cum trebuie, corect. După aceea, ce am făcut verificarea, m-a aruncat în cont. Unde este ceva informație, să studiați foaia albă,
Ce fel de monedă? Deci o monedă este unicală prin aceea că ea automat se poate schimba pe orice monedă. Deci nu e așa ceva ca cum este de pildă, că trebuie să duci la bursă oriunde. Deci o să vedeți când o să apară. Deci acum se dă două șeptimi, așa să spunem, din toată cantitatea de monede. O șeptime, una a șapte parte se vinde contra bani, iar una a șapte parte se dă în airdrop gratis, care se termină în 2 zile. Dacă doriți, primiți 1000 de monede, care, după mine, eu cred că o să crească în preț, căci așa ceva ce au aceștia, nu au încă nimeni. O să vedem cum va fi, dar 65 de dolari gratis de primit ar fi, după mine, o greșeală mare. Deci, dacă doriți să faceți acest lucru, înscriți în descriere, va fi e-mailul meu. Deci, e-mailul mihai3003@gmail.com, unde scriți că doresc să primesc moneta BIP. Trimitem invitație și eu vă trimit invitație. Dar, cum am spus, inițial trebuie să aveți pozele pregătite, căci cum faci înregistrare, dată și ca să reușiți. Au rămas 2 zile. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.